Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește sănătatea. Ne-am plimbat așa prin lume, întâlnindu-le cu medici români care lucrează în afara granițelor. Și este o mare bucurie pentru noi de fiecare dată să vedem că românii noștri se descurcă foarte bine, fac cinste României oriunde s-ar afla. Invitatul meu de astăzi este un român al României mari, pot să-i spun așa. Este născut în Basarabia și a copilărit acolo. A urmat cursurile Facultății de Medicină din Chișinău. A făcut stagiatura în spitalul din Chișinău. Și a venit în România ca medic rezident, să-și facă rezidențiatul. Și de atunci a rămas în România, în Spitalul Clinic Fundeni, șef de clinică chirurgie transplant. Este în echipa domnului profesor Irinel Popescu, de fapt acolo s-a format. Și acum este, de fapt, un ilustru chirurg. Este foarte căutat pentru intervențiile chirurgicale extrem de dificile. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor dr. Vladislav Brașoveanu. Nu v-am spus numele până acum, așteptând de fapt să vă și prezint. Să rămână, mulțumesc pentru invitație și îmi face deosebită plăcere să fiu la dumneavoastră în platou. Trebuie să recunosc că atunci când în România, în anul 2000, a demarat programul de transplant hepatic, am fost foarte aproape de Institutul Fundeni și de echipa dumneavoastră. Sunt bucuroasă să vă urmăresc cariera și chiar a fost o încântare să văd, domnule profesor, că ați muncit foarte mult. Se spune, de fapt, despre basarabeni că sunt muncitori, sunt devotați locului de muncă, dar și meseriei pe care o fac atunci când reușesc să-și aleagă meseria pe care o simt cu adevărat. Aș vrea să vorbesc despre domnul profesor în câteva cuvinte: competență în chirurgie oncologică, competență în chirurgie laparoscopică, competență în chirurgie hepatobilopancreatică, pregătire, așa cum v-am spus, Universitatea de Medicină Chișinău, medic stagiar în Spitalul Universitar din Chișinău, rezident la Institutul Clinic Fundeni. În 2000, curs de perfecționare de transplant hepatic la Rennes, Franța, după aceea curs hispano-francez de chirurgie hepatică și transplant hepatic, curs post-universitar în transplant hepatic de la donatori vii, pe care l-a efectuat la Asan Medical Center, Seul, Coreea, centru de referință în domeniul transplantului hepatic la nivel mondial. Domnule profesor, ce am omis din această pleiadă? Sunt foarte multe asociații din care faceți parte, dar am să mă întorc totuși la Basarabia. La origini. Da, mulțumesc pentru prezentare. Într-adevăr, am terminat pe vremea aceea Institutul de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Chișinău. La ora actuală este Universitatea de Medicină. Din fericire, din păcate, nu știu cum să zic, am fost ultima promoție care am studiat medicina într-o limbă străină, în limba rusă, dar asta nu m-a împiedicat să continuăm în limba noastră natală, România, și de aceea poate că unul din motivele pentru care am ales să vin în România a fost pentru a studia școala românească, pentru a studia succesul medicinei românești și de aceea am ajuns în țară. V-ați dori să faceți medic de mic? Ați avut pe cineva în familie? Cum de-ați ales medicina? Da, oarecum de mic. Au fost mai multe evenimente în familia noastră. Nimeni nu era din familia mea cadru medical sau medic, dar în urma unor evenimente, și n-aș vrea să mă opresc la aceste evenimente, e destul de tragice pentru noi, am ales această cale și iată că cred eu că am ales-o cu succes. Cinstit vorbind, v-ați dori să veniți în România, așa cum ați spus, și ați venit în România. A fost greu pentru dumneavoastră, venind din Basarabia, să intrați în rezidențiat direct într-un spital atât de greu, într-o secție atât de
complicată cum este aceasta de la Institutul Clinic Fundeni? A fost o întâmplare alegerea Institutului Clinic Fundeni. Știu, în perioada aceea, în februarie, mi-amintesc și acum, cred că 23 februarie era, când am fost la Ministerul Sănătății și repartiția la Spitalul Fundeni, inițial se punea problema de Craiova, de Cluj. Eu insistam în Constanța, deși acolo era o facultate la început, dar de ce insistam acolo? Pentru că sora mea era studentă la Constanța și oarecum ea m-a atras să vin în România, m-a convins cumva, deși fiind mai mică, a avut un accent foarte important pentru venirea mea în România. Alegerea Spitalului Fundeni a fost absolut întâmplătoare și datorită faptului că avea cămin. Și atunci, sigur, noi venind dintr-o zonă în care nu aveam un potențial financiar foarte, chiar aș spune, precar, și atunci era foarte important spațiul locativ. Și având cămin, așa am ales Institutul Clinic Fundeni. Nici măcar nu știam că este cel mai unul dintre cele mai bune spitale, unul dintre renumitele spitale din România și cumva ultima stație în acest lanț de tratare a bolnavilor de diferite afecțiuni și în special de afecțiunile oncologice. Și mai departe, ați ajuns în institut, ați fost acolo în Institutul Clinic Fundeni. A fost o perioadă grea, dar era o perioadă grea pentru toți. În perioada aceea era secundariatul clinic, care dura 3 ani. Am prins secundariatul clinic. A fost pentru colegii români, să zic așa, a fost o surpriză foarte mare, pentru că eram foarte tânăr, aveam 24 de ani, iar toți colegii mei din țară aveau peste 30 de ani. De fapt, care era explicația? Pe vremea comunismului, ultimii 7 ani din comunism, să zic așa, nu s-a dat rezidențiatul și de aceea toți colegii mei erau mai mari ca mine, chiar cu 10 ani, dar asta nu m-a împiedicat să colaborăm foarte bine și m-am adaptat foarte, foarte repede, pentru că era un domeniu în care vorbeam aceeași limbă. Sigur că la începuturi, de aia am și spus că am terminat facultatea în limba rusă, aveam ceva dificultăți. De fapt, era o timiditate de a vorbi românește, dar noi am vorbit limba română, românește. Limba sarabie se vorbește românește, am terminat liceul în limba română, atât că am făcut facultatea în limba rusă. Deci v-ați înțeles cu colegii, n-a fost o problemă. Sigur, n-a fost nicio problemă și era evident că erau din toată țara, din Ardeal, din Oltenia, din Moldova, nu era nicio diferență. Bun, și ați intrat într-o clinică foarte grea. Era o clinică de prestigiu, se punea accent în perioada aceea pe toată gama de intervenții chirurgicale de mare amploare, mai puțin transplant, pentru că era transplantului începe cu întoarcerea profesorului meu, maestrului meu, profesor Nel Popescu, din America, în 97. Iată, după 5 ani, după ce am venit eu la Institutul Clinic Fundeni, dar se făceau intervenții chirurgicale de mare amploare, chirurgie oncologică, chiar și hepatobilio-pancreatică. Evident că după întoarcerea profesorului s-a schimbat gama și complet s-a schimbat optica asupra, în special a transplantului hepatic. Și de acolo a fost un plus valoare enorm pentru tratarea acestor bolnavi cu afecțiuni destul de grave și care până în acea perioadă nu erau tratați în România. Deci, practic, acești bolnavi erau sortiți morți. Țineți legătura cu colegii dumneavoastră din Basarabia pe toată durata angajării, să zicem, în Institutul Clinic Fundeni? La începuturi noi am venit o serie destul de mare de medici de diferite specialități. Am stat toți în cămin, eram o comunitate cumva unită acolo. Erau ortopezi, erau anesteziști, erau cardiologi, chirurgi, deci toate gastroenterologi, toate specialitățile. Sigur că țineam legătura și, în special, ideea era să ținem legătura și să comunicăm cu colegii noștri români care ne-au ajutat foarte mult, în special cu literatură, pentru că pentru noi a fost deficitară literatura în limba română autentică și atunci, practic, eram foarte mulțumiți să comunicăm foarte bine cu colegii din diferite zone ale țării, din spațiul românesc, sigur. Deci comunitatea basarabeană de aici, de la Institutul Clinic Fundeni, din căminul, de fapt, Institutului Clinic Fundeni, era formată din medici de diverse specialități.
fiecare mergea la spitalul lui sau toți erau concentrați acolo în institut? Trebuiau să fie Marea majoritate erau la Spitalul Clinic Funden, dar erau unele specialități unde, de exemplu, reumatologie sau ortopedie, Spitalul Funden nu are aceste secții și atunci acești medici mergeau în alte spitale, la Spitalul Foișor sau în alte spitale unde erau, făceau rezidențiatul. De fapt, rezidențiatul, secundariatul clinic, cum era atunci, se făceau multiple stagii și nu era obligatoriu ca toate stagiile să le faci în centrul unde ai fost repartizat, pentru că, după cum spuneam, nu erau toate specialitățile în Institutul Clinic Fundeni. Și cum era când vă adunați așa seara, toți la un loc, în sfârșit erați în mica dumneavoastră țărișoară, în marea țărișoară, dar erați dumneavoastră cu ai dumneavoastră? Eram toți împreună, era frumos. În primul rând eram foarte tineri. Sigur că de fiecare dată, după, în weekenduri în special, se întâmpla câte o zi de naștere și comunicam, ne vedeam. Eram foarte tineri, eram plini de viață. Era sunt frumos. Și ei, iertați, sunt și ei astăzi în România? Au rămas în România? O bună parte au rămas în România, sunt medici de succes și chiar aș putea să spun, profesorul Tinică este șeful Centrului de Chirurgie Cardiovasculară de la Iași, unul dintre cele mai bune centre de chirurgie cardiacă din spațiu, din România. Doctorul Tudorache, care mi-a fost cumva rezident după o perioadă mai târziu, este șeful unui centru de transplant pulmonar din Germania și care a făcut primele 10 transplanturi pulmonare în România. Mai puțin se știe asta, dar suntem onorați pentru că acest medic, care a fost rezidentul nostru la Spitalul Fundeni, a efectuat primele transplanturi pulmonare în România, a efectuat primul transplant pulmonar în Bulgaria, a efectuat primul transplant pulmonar în Ucraina și probabil că nu peste mult timp va face și primul transplant pulmonar în Moldova, în Basarabia. Nu se știe că într-adevăr a fost rezidentul dumneavoastră, dar că într-adevăr a făcut transplanturile din România, transplanturile pulmonare, se știe. Da. Că a venit special pentru transplant. Da, a venit special și vine în continuare și efectuează, sunt mai rare transplantele pulmonare în România și vine în continuare și face din când în când, evident, câte un transplant pulmonar în România. E un efort mare, dar mai sunt și alți medici care au plecat, de exemplu, în Franța, în Germania, dar cea mai mare parte dintre colegii mei au rămas în România și au avut marea majoritate o carieră de succes, nu neapărat în București, chiar și în centrele județene sau în spitale mai mici din țară, sigur. Păstrați legătura, vă întâlniți aici, vă întâlniți acasă, în Basarabia, din când în când? Haideți, măi românilor, să ne vedem și în Basarabia puțin? Păstrăm legătura, în perioada aceasta grea mai puțin, dar de curând am avut întâlnirea cu absolvenții, 30 de ani de la terminarea facultății și într-adevăr ne-am văzut o întâlnire emoțională la facultate, acolo unde am, la Alma Mater, unde am fost admis în 1985, iată după 30 de ani și surpriza, marea surpriză a fost că n-am fost foarte mulți, vreo 50, deși am fost admiși la facultate peste 150, au venit din toate colțurile lumii. Cea mai de departe a venit o doctoriță ginecolog din Toronto, din diferite țări din Europa, din Rusia, din Statele Unite. Iată că ne-am întâlnit și a fost o mare plăcere să ne revedem. Este o mare bucurie și pentru noi, este o bucurie de câte ori ne întâlnim cu românii noștri oriunde s-ar afla, fie că au plecat din Basarabia și au venit în România, fie că au plecat din România sau așezat în altă parte, în alt colț al lumii, pentru că oriunde ne aflăm, suntem împreună și pentru că astfel ne cinstim țara, ceea ce este extraordinar de frumos. Domnule profesor, am să merg acum pe tărâmul medical, acela pe care îl iubiți cel mai tare. Este momentul în care România în sfârșit realizează primele intervenții de transplant hepatic. Știm că au fost și câteva eșecuri la început, nu toate sunt reușite atunci când abordezi o tehnologie nouă. Spuneți-mi, vă rog, cum au fost primele astfel de intervenții pe care le-ați realizat în Institutul Clinic Fundeni? Începutul a fost dificil pentru că România în perioada aceea nu era pregătită nici din punct de vedere
uman nici din punct de vedere ca aparatură pentru această intervenție chirurgicală dificilă, dar în 97 profesorul meu s-a întors dintr-un stagiu de 2 ani de la Monsaina, într-un spital renumit unde s-a făcut și primul transplant hepatic din lume de Thomas Starzl, și cu ambiție dumnealui a pus pe roate acest program de transplant. Sigur că primele câteva transplanturi au fost nereușite, dar în 2000 a fost prima realizare, primul transplant hepatic de la donator cadaveric, PNA, o reușită. Iată că de atunci s-au scurs 21 de ani și acest bolnav, care nu mai e bolnav, este într-o condiție biologică foarte, foarte bună. Și de atunci, din 2000 până în ziua de astăzi, au fost realizate peste 1100 de transplanturi hepatice de toate tipurile. Transplant hepatic de la donator cadaveric, transplant hepatic de la donator viu, transplant hepatic pediatric și diferite tipuri de transplant, split in vivo, split ex vivo, sunt date mai puțin cunoscute decât de noi profesioniștii, pentru a mări numărul de primitori, pentru a salva cât mai multe vieți, cu în condiții în care putem să împărțim un ficat în două, să salvăm două vieți omenești, pentru că sunt foarte mulți bolnavi care se află pe lista de așteptare și care așteaptă un telefon ca să fie chemați și să fie transplantați. Telefonul salvator. Telefonul salvator. De asemenea, un moment important a fost micuța Timea, de asemenea în 2000, cu ajutorul echipei profesorului Brolsch, deci un mare profesor de chirurgie de transplant pediatric din Germania, a fost realizat primul transplant hepatic de la donator viu. Fetița Timea a fost transplantată la un an, la vârsta de un an, iată că donatorul fiind mama ei, s-a recoltat lobul stâng și s-a realizat acest transplant pediatric reușit. De asemenea, uitați-vă, au trecut 21 de ani și această fetiță este adolescentă, cred că este studentă și este în condiție biologică foarte bună. Și al treilea tip de transplanturi din cele trei piloane a fost transplantul hepatic de la donator viu, care a fost realizat în 2004. Primul transplant hepatic de la donator viu reușit, cu lob drept, deci cu o bucată la adult e necesar lobul drept, o cantitate mai mare de parenchim hepatic, după care au fost realizate diferite tipuri de transplant în toată această perioadă, după cum vă spuneam, diferite tipuri de transplant pentru a mări numărul transplanturilor hepatice. Traversăm o perioadă foarte grea, domnule profesor, în care consumul de medicamente este mare. Oamenii acum iau și preventiv și curativ. Oare acest consum mare de medicamente poate afecta ficatul? Sigur, așa este. Există și o cauză a insuficienței hepatice acute, consumul de antiinflamatorii, și au fost suficienți bolnavi care au ajuns la Institutul Clinic Fundeni, pentru că e un program național care este coordonat de la profesor Tomescu cu insuficiența hepatică acută și, într-adevăr, unii bolnavi au ajuns chiar în situația de a fi transplantați pentru consumatori, fiind consumatori de antiinflamatorii. Iar în această perioadă cu atât mai mult, pentru că, vedeți, e o perioadă foarte grea din punct de vedere acestei infecții cu SARS-CoV-2 și foarte multă lume se tratează acasă și consumul este de multe ori exagerat și luat de multe ori chiar după ureche. Deci riscul afectării hepatice în contextul în care consumul de medicamente este mare, este foarte mare acest risc. Este foarte mare și chiar vreau să accentuez că toate aceste antivirale care se iau acum și care intră în tratamentul acestei infecții cu SARS-CoV-2 sunt foarte hepatotoxice, de aceea ele trebuie luate doar la indicația medicului, la indicația medicului specialist. Orice tratament luat fără prescripția medicului poate duce la mari probleme de sănătate și în special la diferite hepatopatii sau accentuarea unor boli hepatice cronice. Adică,
concret, așa, pe înțelesul tuturor, ce se întâmplă în ficat atunci când îi dăm foarte multe medicamente de care el poate nu are nevoie în cantitatea aceea, în doza aceea, pe termen atât de lung? Ficatul, știți foarte bine, este un mic laborator și ca orice întreprindere, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, are necesar de un anumit consum de medicamente cu anumite indicații. În cazul în care îl agresăm cu doze mari sau cu medicamente care sunt hepatotoxice, evident că ficatul începe să cedeze și dă semne de disfuncții, tot felul de disfuncții hepatice, până chiar cum vorbeam și la insuficiență hepatică acută în unele situații. Adică nu mai este în stare să-și îndeplinească rolul pe care îl are de purificator, de uzină vie a organismului? Este adevărat, un ficat normal rezistă și are această funcție și îndeplinește cu brio această funcție. Însă există foarte mulți bolnavi cu afecțiuni hepatice de diferite cauze, virale, toxic-nutriționale, alte cauze mai rare, și atunci agresivitatea prin această medicație asupra ficatului este foarte mare și de aici apar diferite afecțiuni. Există și ciroza medicamentoasă. Sigur, de curând am transplantat o doamnă care avea o ciroză medicamentoasă post-tuberculostatice. Deci iată că aceste medicamente foarte agresive, ele își fac acțiune asupra indicației date, de exemplu, aceste antivirale le dăm pentru a anihila acest virus sau alte virusuri. În cazul dat există și o agresiune asupra ficatului care poate ceda. De cât timp ar avea nevoie acest ficat să fie intoxicat atât cu medicamente, astfel încât el să nu mai reziste? E o durată mare, adică dacă consumi aceste medicamente un an, doi, trei, sau nu se poate întâmpla nimic dacă le-ai luat sporadic, le-ai luat o lună, să zic, sau le-ai luat două luni, dar după aceea revii la viață normală, îi dai și ficatului ceea ce își dorește, alimentație bună, astfel încât el să-și revină mai ușor? Sigur că accentuez, depinde de starea ficatului. Stare. Dacă este un ficat bun, se poate menține o agresiune mai îndelungată. Dacă este o afecțiune hepatică, atunci rezultatele negative sunt mai precoce și apar diferite simptome, diferite afecțiuni hepatice, sau se pot accentua anumite afecțiuni hepatice datorită acestei agresivități medicamentoase. Un ficat astfel afectat își poate reveni dacă scoatem efectiv din tratament anumite medicamente? Așa este. De exemplu, un medicament în ghilimele, este alcoolul, da? Deci foarte mulți bolnavi fac ciroze alcoolice. În momentul când, până la un anumit nivel, în momentul în care bolnavul se lasă de acest sport, se numește ciroza toxic-nutrițională, ficatul își poate reveni. Așa că și agresiunea medicamentoasă, la fel, întreruptă la timp, ficatul poate să-și revină, să-și reia funcția normală. Asta înseamnă însă că am întrerupt definitiv. Nu-l păcălesc, îi dau pauză o lună, două de medicamente, zic că și-a revenit ficatul pentru că el se regenerează și după aceea o iau de la capăt. Fie așa cu alcoolul, este, fie cu medicația. De aceea este foarte important la cirozele toxic-nutriționale ca acești bolnavi să se lase de consumul de alcool, pentru că o agresivitate reluată poate duce din nou la apariția afecțiunii hepatice și de cele mai multe ori este o contraindicație, cel puțin pentru transplantul hepatic. Când spuneți toxic-nutrițională, vă referiți și la altceva în afară de alcool, care poate fi la fel de agresiv pentru organism? Este un termen medical toxic-nutrițional, dar principala cauză este alcoolul, sigur că da. Sigur că ține și de alimentație. Alimentație grasă, diferite. Vedeți că niciodată nu o să vedem la un vegan un ficat gras. De aceea proteina animală luată în cantități excesive, în special carnea grasă, duce la un osteatoză, duce la un ficat gras. Domnule profesor, termenul de ficat gras probabil că era cunoscut în medicină mai de mult, dar el este parcă un termen la modă pe care îl aud folosit mai des în ultimii, nu știu, ultima decadă, să zic. Despre ficat gras nu se vorbea atât de mult cum se vorbește astăzi. Cauza este strict
alimentară, oamenii care consumă carne grasă ajung să aibă ficatul gras sau există altceva? Există și alte cauze, dar de cele mai multe ori este toxic nutrițional. Deci cauza unui ficat gras este toxic nutrițional. Sigur că există și diferite afecțiuni hepatice care pot duce la un ficat gras, dar aceste afecțiuni intră în sfera gastroenterologiei, hepatologiei și necesită un consum de specialitate și tratamentul acestor afecțiuni care duc la, nu numai la un ficat gras, la anumite afecțiuni hepatice. Revin la transplant. Și pentru că de cele mai multe ori se vorbește despre transplantul realizat de la donator cadaveric, așa cum ați spus, și aș fi interesată de transplantul de la donatorul viu. Este o decizie destul de delicată aceasta, a momentului în care se solicită familiei, se caută un membru al familiei care să poată să devină donator. În ce condiții se impune acest transplant, domnule profesor? Transplantul hepatic, programul de transplant hepatic este bazat pe patru piloane. Transplantul hepatic cadaveric de la donator cadaveric, transplantul hepatic de la donator viu, transplantul hepatic pediatric, care de asemenea se împarte în cele două părți. Transplantul hepatic de la donator cadaveric, transplantul hepatic de la donator viu. Pe lista de așteptare în toată lumea, dar vorbim de România acum, sunt foarte mulți bolnavi care așteaptă această procedură. Sunt peste 350, aproape de 400 de bolnavi care așteaptă pe lista de așteptare pentru un transplant hepatic. Evident, la alte organe, la fel, sunt liste de așteptare, la fel de mari, la rinichi chiar mai mari, pentru că există foarte multe insuficiențe renale de diferite cauze. De aceea, am încercat să dezvoltăm diferite procedee de transplant hepatic. Și aici mă refer la transplantul hepatic de la donator viu. Există o serie de bolnavi, cum sunt bolnavii cu hepatocarcinom, deci cu cancer hepatic, care niciodată nu ajung la transplantul hepatic de la donator cadaveric sau ajung foarte greu, pentru că se consideră că nu este etic să-i dai un organ unui bolnav canceros. În același timp, acești bolnavi au și nevoie și pot fi tratați cu ajutorul unui transplant hepatic. De aceea, una din soluții este transplantul hepatic de la donator viu. Dacă cineva din rudele pacientului se oferă să-i doneze, evident, după efectuarea unor investigații foarte amănunțite de compatibilitate, atunci se decide și se practică acest transplant hepatic de la donator viu. La adulți cu lob drept, pentru că se știe foarte bine că unui bolnav, cantitatea de ficat, pe lângă calitatea bună, cantitatea de ficat trebuie să fie 1% din masa corporală, deci dacă un bolnav are 80 de kg, are nevoie de cel puțin 800 de grame de ficat, plus minus, evident, în funcție de degradarea bolii, de gradul de afectare hepatică, de hipertensiunea portală, și acești bolnavi beneficiază de această procedură pentru a fi salvați, pentru că unul dintre principiile transplantului hepatic este să fie transplantat cel mai grav, pentru că este indicația pentru boala terminală hepatică. Și cum decurge acest transplant? Comparativ cu transplantul hepatic cadaveric, este o procedură mai delicată din câteva puncte de vedere. În primul rând, vasele sunt mai mici, practic acel ficat trebuie împărțit în două și donatorul nu este cadaveric ca la transplantul hepatic de la donator cadaveric, este un om sănătos și nu se permite, mortalitatea este sub 1%. Au fost situații în centre de mare prestigiu, chiar din America, unde decesul unui donator viu a dus la închiderea acestui centru. Din fericire, în România, și avem peste 150 de transplanturi hepatice de la donator viu, nu am avut niciun deces. Au fost sigur că câteva complicații care au fost soluționate, dar nu am avut niciun deces și, de fapt, obiectivul principal este ca mortalitatea să fie zero la donatorul viu.
spre deosebire de donatorul cadaveric, unde cadavrul este în moarte cerebrală, deci practic este mort. Bun, și explicați-mi ce se întâmplă. Cum decurge intervenția? Transplantul hepatic de la donator viu reprezintă în principiu 10-15% din programul de transplant hepatic. Faceți două operații simultan, domnule profesor. Două operații simultan, în același bloc operator, de către două echipe chirurgicale, în același timp și, evident, implantarea grefei la bolnavul cirotic, care este efectuată de chirurgul de transplant și care spuneam că comparativ cu transplantul hepatic de la donator cadaveric, fiind având vase mai mici, în special artera, dar și căile biliare, necesită o dexteritate mai aparte, un profesionalism mai accentuat și aici avem o bună colaborare cu alte specialități, cum ar fi microchirurgia și în special cu doctorul Dragoș Zanferescu, care efectuează această anastomoză arterială la microscop și de care depinde viabilitatea grefei, pentru că o tromboză de arteră hepatică în perioada postoperatorie imediat sau la distanță duce la pierderea grefei și în unele situații chiar și la pierderea bolnavului. De aceea, aceste transplanturi hepatice de la donator viu și transplantul hepatic de la donator cadaveric sunt legate între ele. Sunt situații când se produce o complicație la transplantul hepatic de la donator viu și atunci singura soluție este, dacă apare un donator cadaveric, o operație de retransplant hepatic și salvarea acelei vieți omenești. Există o comunitate foarte mare a bolnavilor transplantați și, în special, o comunitate foarte sensibilă și pentru noi de copii care au fost transplantați de la donator viu, au făcut diferite complicații și au fost salvați cu transplant hepatic de la donator cadaveric. În același timp, în unele situații, există și salvarea unui bolnav în insuficiență hepatică acută, de exemplu, cu transplant hepatic de la donator viu, dacă în timp util nu apare un donator cadaveric. Ce ați învățat acolo la Seul despre transplantul de la donator viu? Seulul a fost cumva ultima mea specializare în anul 2009 și iarăși prin insistențele profesorului meu, care este un vizionar, deci acest centru de la Seul, Asan Medical Center, este un centru de referință din lume, deci ei în 20 de ani au peste 5.000 de transplanturi hepatice doar de la donator viu. În cultura asiatică, transplantul hepatic de la donator cadaveric este mai puțin cunoscut din anumite considerente religioase, să zic așa, și atunci ei se axează foarte mult pe transplantul hepatic de la donator viu. Au o experiență enormă, vă dați seama, peste 5.000 de transplanturi și cum sunt un punct de referință în toată lumea. Toată lumea civilizată, chiar și occidentală, orice șef de clinică trebuie să treacă prin acest centru și am avut onoarea să-l vizitez de două ori acest centru și unde, practic, mi s-a schimbat optica față de transplantul hepatic de la donator viu și din acea din 2009, când a fost făcut primul post Seul Ionișcu și care, iată, că are 12 ani de la acel transplant de la donator viu, de la soție, cu loc drept, au fost efectuate peste 100 de transplanturi în 10 ani și cu reușite bune comparative chiar cu transplantul hepatic de la donator cadaveric. Cum trăiesc aceste organisme care au doar un lob al ficatului? Ficatul are o capacitate foarte mare de regenerare și volumul de ficat transplantat este de 1% din masa corporală, dar am observat aceste fenomene la donatori, pentru că este foarte important ca donatorului să rămână 30% din totalul, volumul total al ficatului. Mai puțin de 30 poate duce, după cum vă spuneam, la fenomene de insuficiență hepatică acută și, Doamne ferește, deces. De aceea, în primele 2-3 luni, chiar și mai repede, se vede o hipertrofiere. Practic, donatorul rămâne cu un lob. Dar se produce o hipertrofiere a acelui lob și care asigură funcție absolut normală și fără complicații pe tot restul vieții.
Duce o viață obișnuită după ce a donat un lob al ficatului? Are duce nevoie o viață de un regim? Absolut normală, nu se întâmplă nimic. Bolnavi donatori nu sunt bolnavi, vin la control o perioadă de și sunt oameni absolut, duc o viață absolut normală. Se regenerează așa cum ați spus, adică până la urmă funcția, ficatul acesta care a fost înjumătățit, să spunem, nu chiar înjumătățit, în funcție de... Jumătățit. Este totuși un pacient sănătos în timp, el nu are o predispoziție spre o suferință hepatică din cauza acestei intervenții chirurgicale. Nu se întâmplă nimic. Sigur că acești donatori sunt amănunțit investigați, se face o selecție amănunțită pentru că iarăși ne întoarcem la ficatul gras. Se acceptă doar până un ficat gras până în 30% și să nu fie steatoză macrovezicloară sau microvezicloară. Un ficat gras nu poate dona un lob pentru că, vă spuneam, există acest fenomen de insuficiență hepatică postoperatorie și nu ne permitem ca să existe o mortalitate și chiar să fie complicații pentru că acești donatori au o activitate absolut normală. Adică își reiau serviciu după un anumit interval de timp? După un anumit interval de timp își reiau serviciu, sigur că da, și duc o viață absolut normală. Pentru că ați spus că una dintre donatoare era soție, ce alte rude oferă ficat? Se acceptă rudenie de gradul 1, 2, 3, sigur cu condiția ca actul de donare să fie benevol, să nu fie alte interese financiare la mijloc, dar oricum există o comisie etică prin care trec acești bolnavi și cu donatorii care își dau acceptul pentru donarea de organe. Soție, mamă, frate? Poate să fie și verișorul de mai îndepărtate, dar să fie un act benevol. Nu este suficient să fie compatibil și atât? Trebuie obligatoriu să fie rude? Poate soția nu este neapărat compatibilă cu soțul. Au fost și situații, e adevărat, ficatul, vedeți, este un organ foarte permisiv în comparație cu alte organe, cu plămânul, cu rinichiu sau cu la corn nu se pune problema de donator viu, la rinichi și la plămân. Este foarte permisiv și s-a constatat de-a lungul timpului că sau, evident, se fac diferite investigații amănunțite, dar în situația în când a fost perfect compatibil, au apărut unele complicații și în situația în când nu a fost perfect compatibil, evoluția a fost bună și atunci, cumva, la ficat se ține cont foarte mult doar de grupa și RH-ul donatorului și primitorului. Evident că există diferite subgrupe, evident că grupa 0 sunt donatori universali, evident că AB4 este primitor universal, etc., etc. Ținem cont de toate aceste aspecte și de anumite investigații, de anumite aspecte anatomice pentru a permite realizarea acestui tip de intervenție destul de delicată și destul de dificilă. Atunci când vorbim despre copii, poate fi prelevat numai o porțiune dintr-un lob? Așa este, la copii, la copiii mici până în 5 ani se recoltează. Cum a fost la Timea, cum a fost la Timea, se recoltează doar segmentele 2-3, deci lobul stâng. La copii mai mari, de unele situații se recoltează lobul stâng cu segmentul 4, iar copiii de 16-17 ani, în unele situații chiar și lobul drept, pentru că practic ei sunt, chiar dacă sunt copii sub 18 ani, ei au o constituție de adult și atunci cantitatea de ficat transplantat ar trebui să fie, după cum vă spuneam, 1%. Mă gândeam la Timea, că ați amintit-o, într-adevăr era micuță atunci, nu știu că avea un an, atunci când a suferit intervenția chirurgicală, transplant de la mamă. Acest ficat a crescut odată cu ea. Așa este. Efectiv, ca și când ar fost al ei, era ficatul mamei. Spuneți-mi, există o poveste aceea că odată cu transplantul unui organ sunt transplantate și anumite obiceiuri pe care le-ar fi avut donatorul? Așa este, așa se spune și am aflat și noi de la bolnavi care au fost transplantați. De exemplu, al doilea pacient transplantat, de asemenea, în 2000, Badea,
după transplant, după o perioadă lungă, au început să-i placă florile și s-a aflat că, într-adevăr, donatorul a fost o doamnă și acele doamne îi plăceau florile și iată că am promutat acest obicei frumos cu florile de la donatorul care i-a salvat viața, practic. Domnule profesor, care sunt astăzi cele mai grele intervenții chirurgicale pe care le faceți în institut? Cele mai grele intervenții chirurgicale. La Institutul Clinic Fundeni se fac intervenții chirurgicale de mare amploare. În această perioadă grea, noi ne axăm pe chirurgia hepatobiliopancreatică și vorbim aici de ficat, pancreas, transplant. Sperăm cu mare nerăbdare să reușească statul român să construiască un spital nou la Institutul Clinic Fundeni, unde să putem dezvolta și alte tipuri de intervenție chirurgicală, pentru că noi ne-am limitat la această patologie nu din faptul că nu ne plac alte intervenții chirurgicale. Nu există pur și simplu posibilitatea cazării, posibilitatea reanimării și terapie intensivă. Sigur că acum există o perioadă grea cu acest virus, cu SARS-CoV-2, dar Spitalul Fundeni are un potențial foarte mare și odată cu construirea unui spital nou, modern, să dezvoltăm și alte chirurgie laparoscopică. De exemplu, toată lumea civilizată și în special vorbim de Coreea de Sud, au trecut deja la recoltări laparoscopice, minim invaziv. Iată că trebuie să împingem și noi acest procedeu la această tehnică de minim invazivitate, pentru că una din complicațiile în perioada postoperatorie, atât la donatori cât și la primitori, este incizia, tăietura, și atunci niște incizii mai mici, deci în urma unei intervenții minim invazive, duce la dispariția unor complicații de perete abdominal, care și ele pun probleme în viitor dacă nu sunt tratate cu seriozitate. Ce alte intervenții vă doriți în noul spital Fundeni? La ora actuală se merge pe supra-specializare. Sigur că pasiunea noastră e hepatobiliopancreatică și transplant. Este suficient, pentru că este o muncă destul de titanică și noi vrem să ducem mai departe școala profesorului meu cu transplantul hepatic de la donator cadavere, cea mai mare parte, transplant hepatic de la donator viu, și sperăm că la un moment dat societatea românească va fi pregătită să dezvolte și un transplant hepatic pediatric. Chiar dacă sunt puțini donatori pediatrici, sunt câțiva, 2-3 pe an, anul acesta cel puțin 2 ficăței de copil au plecat la Eurotransplant. Este inadmisibil ca acești copii, și sunt copii care au nevoie de această procedură, să nu fie transplantați în țară și să fie trimiși organele la Eurotransplant. Sigur că se salvează și acolo un micuț, dar trebuie dezvoltat și programul de transplant pediatric, mai ales că există foarte puține, dar există și câteva spitale noi pediatrice făcute în România, moderne, ultramoderne, și se poate dezvolta. Numai că vă spuneam, societatea românească încă nu este pregătită să depășim anumite bariere de orgolii, etc., etc. Nu intrăm în amănunte. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor dr. Vladislav Brașoveanu. Nu pot să închei însă fără a vă ruga să transmiteți în final un mesaj telespectatorilor noștri. Mesajul nu ține probabil de bolile hepatice. În această perioadă grea, mesajul este de a ne vaccina, de a avea grijă de toate măsurile pentru răspânderea acestui virus, pentru că ne-a afectat pe toți, atât psihoemoțional, cât și partea medicală la noi. Toate, mare majoritatea terapiilor intensive sunt ocupate cu tratarea acestui nenorocit virus și datorită acestor lucruri a scăzut drastic numărul donatorilor cadaverici și a scăzut activitatea. Acești bolnavi cronici au și ei dreptul la viață, de aceea trebuie să fim atenți și să ne vaccinăm. Mulțumesc încă o dată domnului profesor dr. Vladislav Brașoveanu pentru amabilitatea de a fi astăzi împreună cu noi și de a ne răspunde întrebărilor noastre. Și eu mulțumesc pentru invitație și vă doresc mult succes. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. V-am prezentat un medic român de-al nostru, așa cum îmi place întotdeauna să spun, din Basarabia, care trăiește și muncește aici,
are foarte mulți pacienți, este foarte căutat de aceștia și care, în frumoase cuvinte, ne-a spus că ficatul nostru poate fi protejat chiar în această perioadă grea, pandemică, dacă vom avea mare atenție atunci când consumăm diverse alimente, când bem sau când trăim sănătos, așa cum ne place să spunem. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne sunteți aproape și vă îndemn. Prețuiți sănătatea!